Prezent la Buzău la Congresul Internațional de Dacologie, desfășurat luna trecută, Gheorghe Funar le-a propus spre dezbatere zecilor de pasionați de istorie, prezenți la eveniment, o teorie șocantă. Potrivit acestei ipoteze, Iisus Hristos s-a născut în Dacia. O broșură lansată de fostul primar al Clujului prezintă în 32 de pagini propriile argumente care îl determină pe autor să afirme că Iisus nu-i regele iudeilor, ci fiul al meleagurilor locuite acum de români. Părintele noastre spune adevărul privind perioada când s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Noi colindăm flori de albe, flori de mari, sau colindăm între păstori, se întâlniră și această sfătuire și au strâns floricele de pe câmp să le facă o cunună, să le ducă lui Hristos. Potrivit fostului primar al Clujului, colindele românești sunt adevărate evanghelii care sugerează originea getodacă a Fiului lui Dumnezeu. Practic, mesajele din colinde l-au determinat pe Funar să spună că Fiul Domnului a plecat din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Când înfloresc floricelele și melii în România? În decembrie. În decembrie, pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a născut pe teritoriul getodacei, nu în Betlehem, așa cum știm noi. Fostul primar și senator clujean Gheorghe Funar este de părere că adevărul cu privire la originea Fiului Domnului, care ar fi de fapt un episod al istoriei poporului getodac, este ferecat de capii bisericii creștine în subsolurile de la Vatican.